Igiena înseamnă sănătate, disciplina, dezvoltare personală, o resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit, dragi copii de clasa pregătitoare! Îi mai știți pe Radu, Adina și Luca? Ei au discutat într-o întâlnire anterioară despre cât de important este să ne spălăm corect pe mâini pentru a nu ne molnăvi. Voi vă amintiți cei opt pași pentru o spălare corectă a mâinilor? Vă puteți aminti fiecare mișcare folosind imaginile de pe ecran. Frecați palmele. Spălați între degete. Spălați dosul palmelor. Spălați baza degetelor. Spălați spatele degetelor. Frecați unghiile. Spălați încheieturile mâinilor clătiți și ștergeți cu un șervețel uscat Copiii au discutat despre coronavirus, un virus care a cauzat pandemia din 2020, numită COVID-19. Pandemie este atunci când o boală se răspândește în întreaga lume și afectează foarte multe persoane, așa cum puteți observa din imaginea planetei Pământ boala s-a răspândit pe toate continentele și s-au făcut eforturi foarte mari în toată lumea pentru ca să se limiteze răspândirea virusului și să se însănătoșească cei bolnavi. Copiii au aflat că virusul se transmite de la om la om. Principala cale de transmitere este reprezentată de stropii infectați, atunci când cineva strănută sau tușește în apropiere. Infectarea se produce și prin intermediul mâinilor cu care atingem gura, nasul sau ochii. Cel mai important lucru este să avem grijă de noi și de cei de lângă noi, spune Adina. Bine, dar cum putem face acest lucru? întreabă Radu. Luca răspunde: E în puterea noastră să respectăm reguli simple de igienă. Vrei să știi care sunt acestea? Urmărește cu atenție! Spală mâinile cu apă și săpun cât mai des. Știi că în felul acesta materialul care acoperă virusul se distruge, iar acesta nu se mai poate transmite? Evită să atingi fața după ce ai atins diferite obiecte. Păstrează distanța fizică de un metru pentru a te proteja pe tine și pe ceilalți. Un metru înseamnă atât cât deschizi brațele în lateral. Poartă corect masca, peste nas și peste gură. Nu atinge în timp ce o porți. Tușește sau strănută într-o batistă de unică folosință sau în îndoitura cotului. Este important ca apoi să te speli pe mâini. Evită locurile aglomerate. Dacă vrei să te relaxezi, fă o plimbare în natură. Verifică mai des temperatura. Poți să-ți pui mâna pe frunte. Spune părinților tăi ceea ce simți. Rămâi acasă dacă ai temperatura. În felul acesta îi protejezi pe ceilalți, iar tu te refaci mai repede. Când nu te simți bine, părinții vor apela medicul pediatru sau medicul de familie. Acesta va ști ce să-ți recomande pentru a te reface. Radu, ai reținut regulile pentru a reduce riscul de îmbolnăvire? Sigur, respectând măsurile de prevenție, mă ajut pe mine și pe cei dragi. În felul acesta, ajutăm și personalul medical, adaugă Luca. Vă invit să ilustrați prin desen o măsură de igienă pe care vreți să vă amintiți. Realizați apoi o expoziție a clasei voastre cu măsurile de igienă pentru reducerea riscului de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Așa cum le-ați reprezentat voi, aveți grijă de sănătatea voastră, igiena înseamnă sănătate.